Mă pregăteam să iau prânzul cu familia. I-am spus soției să nu mă aștepte, că o să plec la spital. Și a dat seama după fața mea îngrijorată că ceva este în neregulă. Și când am ajuns la spital, în urma rezultatelor investigațiilor suplimentare, am fost nevoiți să intrăm în sala de operație pentru o apendicită acută, gangrenoasă, perforată. I-am sunat soția, i-am spus să nu mă aștepte până seara, nu știu când vin, cu prânzul. I-am spus de ce, a izbucnit în plâns. Și am intrat în sala de operație împreună cu colegii din echipa chirurgicală și anestezică. S-a întâmplat pe repede înainte. Nu am avut timp să ne gândim la repercursiuni, nu am avut timp să ne gândim la altceva decât la faptul că trebuie să facem tot ce e necesar ca să ieșim din pericolul ăsta iminent. Momentul a fost mai greu, nu din punct de vedere al complexității intervenției, cât ca al situației în sine și mai ales datorită echipamentului cu care am fost, pe care trebuie să-l purtăm. Este foarte dificil să operezi cu combinezonul acela impermeabil, în care transpir din toți porii. Aici este toată echipa medicală? Da, este echipa care a intrat în sală pentru intervenție. Din dreapta este doamna Gina, asistenta de chirurgie de sală, doamna Nadia, infirmiera noastră, eu. În stânga este doctorul Iulian Manac, rezidentul în care am realizat intervenția chirurgicală, iar în spate, foarte activă și care ne-a ajutat foarte mult și pentru tonusul nostru și ne-a sfătuit cum să ne echipăm corespunzător, este doamna doctor anestezist. Combinezonul, care este foarte dificil de purtat în timpul intervenției, avem încă două rânduri de mănuși pe lângă cea uzuală. Aici, vedeți, noi suntem echipați, dar ulterior, când am intrat în sală, am fost echipați cu încă un halat de genul ăsta albastru de unică folosință, steril, și cu un corând de mănuși. Deci ați avut combinezon? Am avut combinezon. Unii dintre noi au avut și echipamentul de sală, ca cel de pe mine, apoi combinezon, cel albastru și peste asta încă unul albastru steril. Iar ca mănuși avem mănușile acestea lungi, care se folosesc în cazul pacienților cu infecții grave gen HIV sau hepatită. Peste ele încă un rând de mănuși, cele chirurgicale, iar sub astea lungi mai există un rând de mănuși albastre. Este foarte dificil să-ți miști degetele. Pe lângă papucii de sală sunt două rânduri de șoșon de celofan, de plastic. Rezidentul meu a încercat să se protejeze suplimentar și a mai pus și un rând de saci. Asta a fost cel mai dificil lucru, să spunem. Mai dificil acum decât e intervenția în sine. Este foarte greu să respiri prin tot echipamentul ăsta. Transpiri prin toți porii, iar mâinile la un moment dat îți amorțesc, devin reci și nu mai poți să realizezi actele fine chirurgicale pe care le-ai de făcut. Asta s-a întâmplat la sfârșitul intervenției, când a fost nevoie să-mi iau o pauză de câteva minute, să fac câteva exerciții de flex-extensie a degetelor, pentru că nu mai puteam să închid, nu mai puteam să cos, să suturez. Dacă nu luam pauze de câteva secunde, un minut, la intervale de 5 sau 10 minute, nu reușeam să termin, pentru că te sufoca pur și simplu. Condițiile astea extreme, există tot felul de scenarii și sumbre și optimiste. Dar aici nu s-a pus problema, cel puțin echipei noastre, să facem așa ceva, să ne gândim că să ne operăm. Mă bucur că am făcut, atât pentru mine cât și pentru întreaga echipă, că am făcut totul ca la carte și am reușit să evităm acest scenariu sumbru. Primul lucru am fost un duș de vreo 40 de minute, cred că a durat toată intervenția. M-am spălat de cel puțin 3-4 ori, așa mi s-a și spus să fac. I-am schimbat hainele, m-am dezinfectat. Al doilea lucru, aș fi vrut să-l fac prima dată, dar nu vreau să pun una pe telefon, a fost să-mi sun soția. Bineînțeles, în momentul când mi-a sunat soția, am și spus, dar din fundal, băiatul cel mic, țipa, tati, trebuie să vii, că mi-ai promis să-mi facem un joc astăzi. Într-adevăr, îi promisesem de dimineață, așa se întâmplă după fiecare gardă, sunt luat de proaspăt când ajung acasă și îi promisesem că o să facem un joc. Vorbind cu autoritățile competente, care mi-au spus că nu este niciun pericol în condiții în care mi-am luat toate măsurile de siguranță, m-am hotărât să mă duc totuși acasă, să nu intru în izolare.